Salut! Scuzați dispariția de pe 27 iunie. Probleme tehnice. Nu eram mulțumit de camera web cum era poziționată și am luat măsuri ce depindea de mine. Am demontat. De blogul meu, de fapt, se ocupă 14 inși. Rolul meu, promptărist. Citesc de pe ecran. Dar sunt 13 specialiști care mă ajută. E și demontat asta și a zăcut. Și unul din aia 13 care se ocupă de hard, i-a dat de cap și a montat-o altfel. Se vede imaginea mult mai bună de încadrare așa. Dar dura mult a dracu. Asta nu înseamnă că am șomat între timp. M-am ocupat. Eu sunt foarte ocupat. Și asta cu o priză, care normal că mai lipsește ceva de ea acum, are un instrument de măsură care măsoară curentul și puterea. Configi în priză și te uiți. Mi-a plăcut display-ul mare. Și bineînțeles vreau să-l modific. Să observ, aici venea ștecherul. A dispărut. Și acum sunt la faza de morulă. Mă chinui cu ea. Ce vreau să fac cu ea? Să o montez la intrarea în casă după contor, la jos, ca să pot vedea consumul fără să mă urc pe scaun, că nici nu mai văd bine. Asta e o afacere care am făcut-o eu. Am găsit un puști în Brașov, care contra sumei de 70 de lei, mi-a dat 3 jucării. Priza asta, o tastatură, și încă un server NAS. El a zis că l-a apucat pe Dumnezeu de picior, că a câștigat 70 de lei. Și avea dreptate în felul lui. Tastatura nu funcționa. E, nu toată. Numai câteva taste. Și asta a presupus ca să o demontez. M-a costat 20 de lei. A riscat. Avea două șuruburi pe platon pentru început, după aia am găsit și restul. Și să-i bag pamblica ca lumea. Asta era boala. Că mai m-am confruntat la tastaturi normale. Însă pentru asta trebuie să creezi un SDV. Disciplină de la facultate. Scule dispozitive verificatoare. E vorba de tabla asta. Care merge în atelier și eu am făcut-o. Și asta mi-a permis ca să mont... trebuia apăsată pamblica aia simultan pe două capete ca să intre corect. Că altfel intra sau așa sau așa. Și de acolo ieșea problema. Rezolvat. Iar al treilea era un NAS care permite să conectezi, de exemplu, un hard disk în rețea și să-l vadă toată rețeaua. Avea o mică problemă. Era gândit Apple și protocolul era Bonjour. Și sunt puțin ai dracului că știu să descurce cu Bonjour. Am reușit să mă descurc. L-am trecut într-un IP clasic ca să nu mai fie probleme și eu zic că am făcut afacere numai cu suma asta. Deci avantaj reciproc. Puștul a fost încântat, eu am fost încântat că mi-am găsit jucării. Mai durează cu asta. Mi-a trebuit o zi ca să găsesc unde lipesc un fir. Și mi-am bifat asta. În ziua asta am lipit un fir. În rest, în parametri, dușul zilnic, apă rece, cu priza asta. Eu sunt obsedat de să am informații. De exemplu, bănuiesc că nu știți că atunci când trage apa la vesceu, consum 6 litri. Eu am contor și am fructificat faptul că am contor. Contor și am văzut. Dușul 17 litri. Dar în sfârșit, distracție de pensionar. Dacă n-ai ce face,
ca să mă pun cât de cât în priză, continui cu ce are ținut în presă. Sunt convins că mulți sunt mult mai deștepți ca mine, deosebirea radicală, că ei n-au timp să uită la toate tâmpenile din presă. Și așa că eu am timp, mă uit la ele și după aia pomenesc de ce mi-a tras mie atenția. Încep. Titlul. Naziștii nu au fost primii. Suedia, țara ce a început sterilizarea oamenilor care nu erau arieni. Cât a durat asta? 40 de ani. De un exemplu acolo, o fată sterilizată pentru că nu putem învăța catechismul. Preotul s-a sterilizat și a raportat situația. Și au convins o pastă de bună voie și nesilită de nimeni să se sterilizeze. Asta Suedia. Canada, în anii 50, au făcut niște teste pe populația indigenă, fără ca acestea să știe. Nu mult, 10 ani. Și pe aceea au cerut scuze. Vă mai miră ce se întâmplă în 2019 în rog? O cunoștință a mea, Grosă Nicolae, a scris o carte, Blestemul de a fi român. Soluția e chiar în cartea lui. Nu-i blestem. E o situație. Nu dăm voia noastră, am fost la intersecție geografică. Cine a vrut a trecut. Încolo, încoace, încolo, încoace. Noi ce făceam? Strângeam tărăbuțele, fugeam în pădure. Și ne întorceam. Ne-a frânat asta. Și chiar fostul meu coleg Rosu a sezizat un lucru. 800 de ani e diferența între prima universitate din vest și aia din România. Deci noi astăzi, în 2019, trebuie să scădem 800 de ani ca să aflăm valoarea noastră. Și în vest, dacă stați niște 800 de ani, o să vezi ce bătuți în cap erau pe vremea aia cei din vest. Așa suntem și noi acum. În concluzie, așteptăm să trec 800 de ani. Alta, bor la înălțime. IPS Teodor s-a fotografiat când era în vârful unei clopotnice și da cu anchiasmă la cruce. Ce să zic? În America de Sud, un preot a reușit ca să se plimbe cu elicopterul pe deasupra țării, să dea cu anchiasmă ca să-i sfințească. Da. Brigitte Steff. Motiv de divorț. Făcea în jacuzzi baie cu soțul. Se răsfățeau. Tipa s-a săturat, a ieșit afară și a scos dopul, fără să țină cont că mamelucul mai stătea acolo. Și tipul s-a supărat. Știre. Și noi ne uitam în gura lor, nu noi în general, ci o mare parte a populației, foarte interesată. Alta. Regiunea franceză Britania oferă recompensă 2000 de euro celui care poate descifra înscrisurile de pe o piatră. Ce să știe aproape sigur că au fost scrise în 1786, respectiv 1787. Dar rest nu prea pricepe lumea ce scrie acolo. Rețineți anul, 1786, și nu suntem în stare să ne rămânem ce dracu e. Și atunci acum o idee bună, ceva ce s-a scris după câteva generații despre Hristos. Când nu reușiți, asta e exemplu recent, 1786. Un film de desene animate, Asterix și Obelix. Cezar
jucat foarte bine de Alain Delon, spune: Cezar nu îmbătrânește, Cezar se maturizează. Se potrivește și la mine. Alta, a ce am mai făcut, am reușit în sfârșit să rezolv o problemă. Știți, am mai explicat treaba asta, eu lucrez cu 4 monitoare. Și acum am reușit ca să pot să trec unul pe fază scurtă, unul pe fază lungă, ca să n-am nevoie de ochelari. Știre. Bărbat s-a așezat în momentul sosirii premierului în genunchi și a sărutat mâna. Dăncilă, găfilă. Vă miră? Nu. Căutați la mine pe blog însemnarea 339, Box and Drain, cu un aprovizionat, un vânzător de la Prozar, i-a sărutat mâna la Boc. Și nu o să uit poziția lui Boc. S-a sărutat pe vârfuri și cred că era umed undeva. E așa și cum a dat și găfilă. Și spunea ăsta, adorm gândindu-mă la noastră și la ce ne trebuie și nici care ne trag înapoi. Păi prost suntem. Și pot generaliza. Alta rugăciunea pe care trebuie să o spui de Rusalii pentru îndeplinirea totul lor dorințelor. Te scoți, deci. Spui rugăciunea și gata. Aud. Duhovnicii spun că spovedania te dezleagă de păcate. Părerea mea. După calculele mele, eu am vreo 10 chestii, niște porcării făcute de mine. Conștient. Și când am perioade de astea când nu gândesc, de exemplu, piles ceva, și atunci se deconectează mintea. Oftez. Că mi-aduc aminte de numărul 1, 2, 3, 4, 9, 10. De tâmpenia făcută. Nu vreau să spun o rugăciune. Nu. Aceste 10 trebuie să fie mai multe. Rămân asupra mea. Și trebuie să-mi amintesc de ele într-una. Ca să nu fac și a 11. Că altfel, ajungem ca la catolici, cu indulgențele. Aveai păcate gârlă, te duceai la biserică și vorba lumea cea bata. Caterin, dădai acolo, te scoteai. Și pe-a călcat, proaspăt spălat, frezat, alba lux. Nu, ai greșit, nu uita. Uia adoptă o reformă controversată în privința drepturilor de autor pe internet. Pe scurt, nu se aplică conținutul utilizat în situația când folosești în scop educațional sau pentru ilustrare. Asta îți permite să copiezi tot ce vrei. Pentru scopul ăsta. E o doctoriță, Mihaela Bilic. Bilic. Mi-a plăcut o treabă care a spus-o, scuzați pâlpâitul ăsta, asta e, m-am agitat eu prea repede. Rezolvat. Ce spunea domnul, ce spunea? Organismul nostru e așa de perfect construit și atât de miraculos, dotat de natură, încât indiferent pe cât de proastă calitativă e mâncarea și cât de puține e, el știe să asigure supraviețuirea și să facă tot ce mai bun din nimic. Eu pe principiul ăsta merg. Cred că am vreo 20 de ani de când mănânc același lucru dimineața până și seara. I-aș băga în boală pe toți nutriționiști. Bine că nu știu de mine. De ce? În 1800, toamnă un botanist, a avut ce face.
și a făcut un experiment. A luat un copac, nu știu de care, care trăia într-un ghiveci, analiza chimică a pământului, analiza chimică a copacului și a început să-i dea apă, analiza chimică a apei, zi de zi. A trecut timpul, copacul s-a dezvoltat, analiza chimică a pământului, analiza chimică a copacului, analiza chimică a apei. Și ce-a constatat? 1800, toamna. Anumite substanțe chimice au dispărut. Nu știu unde. Alte substanțe chimice au devenit mai procentual, mult mai mult. Au apărut substanțe chimice care nu erau în apă, nici în pământ, nici în copac. Și concluzia lui. Copacul se hrănește cu soare. Așa că eu bănuiesc organismul meu, că eu sunt în special un experiment de succes genetic. Eu mă pot duce de îndărătărea până ajung în comuna primitivă. Hai bă! Gata. Și dacă s-a descurcat, de atunci, o să descurce și de acum încolo. Că mă uit la scandalul ăsta, care e materie pe medicină. Păi dacă uit în comuna primitivă până acum și zici că sunt 24 de ore. Nu, o oră. Perioada asta care o cunoaștem cât de cât în materie de medicină sunt vreo 200 de ani. Păi, începutul orei fiind în peșteră, și dacă e să pui pe un cerc acești 200 de ani, trebuie să faci la o scară foarte mare ca să vadă. Apar n-avem. Asta explorator, dictor, nu știu cum, a ajuns la 10.000 de metri pe fundul gropei Marianelor. Cel mai adânc punct din Oceanul Pacific. A descoperit noi specii de crustacee, alte specii de pietăți marine și o caracatiță. Asta ne duce aminte de o treabă, că stă bine cu memoria. Inițial se spunea, domne, sub 80 de metri nivelul mării, nimic. Nu-i soare, nu-i fotosinteză, nu-i viață. A fost unul cu stop. A coborât și a văzut că și mai jos era. A zis, bombă, 300 de metri, nu-i viață, nu-i fost în țintez. Ca să o scurtez, au ajuns ăștia până în fund și acolo au găsit niște caizere care imitau vapor de sulf, așa într-o concentrație, că a trebuit să facă niște aparate de fotografiat speciale ca să reziste la ciorba aia. Și le-au făcut. Și a descoperit o viață ca la Balamuc acolo. Normal, normal, pe bază de sulf. În concluzie, nu știm nimic. Alta. Și azi nu știm ce nu se descoperi mâine. Mai țineți minte când cei mai deștepți de pe glob își bătau capul asupra faptului dacă pământul e sprijinit pe 4 broaște cestoase sau 4 elefanți? Dar toți erau de acord că pe pământ e așa. Între timp s-a schimbat multe în cunoștințele noastre. Dar suntem niște cretini față de ce o să știm mâine. Istorie. Potrivit documentelor CIA. Problema Partidului Comunist Român nu era în opaucă, ci faptul că în 1944 acesta era compus doar din câteva sute de membri. Câteva săptămâni după ocuparea țării de către armata sovietică, numărul comuniștilor a avut ajuns la câteva sute de mii. Iar în 4 ani a crescut la 1 milion. Oportuniști. Cine? Aia. 1 milion.
consemnează, nu există nici vreo creștere similară după 45, nici măcar în țările din estul Europei. Deci am fost în frunte, ca oportunist. Vă miră ce e în 2019. Pardon, pestitul pe mine nu. Turcia dorește să excludă teoriile privind evoluția și selecția naturală din școlile generale. Motivează prea complicate și controversate pentru a fi înțelese de mintea tinerilor. Aproximativ 49% de musulmani de azi consideră că oamenii au rămas în forma lor în prezent încă de la începutul timpului. Au zis în 2013. Dar aici o femeie și-a părăsit iubitul după ce a aflat că acesta nu deține un Porsche Carrera. Adevărat, era o clonă. Păi ce treabă are asta cu iubitul? Și-a părăsit și un palacu. Și e foarte neplăcut pentru un bărbat să fie evaluat prin prisma mașinii. După mine, prin asta. Are? Bine. N-are? E o chestie care mai mă liniștește. Americanii, cercetătorii americani, proasta calitatea somnului crește cu 50% riscul de declin mental. Echivalentul îmbătrânirii creierului cu 5 ani. Dorm bine. În sfârșit apare o... Scuze, fiica mea. Da. Mă monitorizează. O statistică care mi-a plăcut. Întrebați dacă mâine ar fi alegeri, pe cine ați vota? 11.000 de răspunsuri și ultimii de jos, alt partid. Că dă ăla și alt partid. S-au adunat acolo 8,53%. Mai mulți decât la ALDE, PMP și UNPR. Da. Asta vreau să văd peste tot. Cum, de asta am ajuns un membru de partid. La partidul... Hai să văd la ce partid sunt. Sunt la un partid acum, care au trecut în programul lor, că ei vor ca pe vot, pe buletinele de vot, în afară de candidații care apar, să mai apară încă unul. O pătrătică. Nu aia de deasupra. Și de asta consider că e o decizie, o intenție bună. Când o să prindă toți ceilalți la toate partidele, o să o pună la treaba asta. Dăm, domne, latitudinea. Mi-a plăcut foarte mult un reporter, ziarist, care a spus ce drept e ăla de a alege dintre 10 conserve stricate. Asta e părerea mea. Toate 10 sunt stricate. Aici o reacție interesantă. În Germania, accident pe autostradă, un șofer român care trecea pe acolo s-a oprit și se uită la accident. Și atunci poliția l-a dat jos cu forța în camion și l-a dus acolo ca să uite de aproape. Că poate vine minte la cap.
Un bătrân de 93 de ani nu mai suportă bătrânețea. Eu o suport foarte, foarte bine. Mi-am mereu organizat, mi-am găsit treabă și chiar îmi face plăcere ceea ce fac. Sar la alta. Asta cu două dimensiuni la display încleze niște probleme. Caz într-o școală, un elev ars catalogele, s-a prins. De ce? Că erau camere de la vedere. Și care-i problema? Păi elevul nu înțelesese rolul camerelor de la vedere. Îl mai țineți minte pe adultul ăla care a fost tâlhărit în scara blocului. S-a întins frumos acolo, a sunat pe soție și a spus că a fost atacat. De fapt, pierduse banii la păcănele. Unde? Scara blocului. Și deasupra era o cameră de la vedere. Adultul, tâmpit, n-a înțeles la ce folosește aia. Tânărul, tâmpit, n-a înțeles la ce folosește aia. Sau la alta, Darius Vâlcov. Săvârșirea infracțiunii de divulgare a secretului care periclitează securitatea națională. Ce a făcut Ciumpalacu? A publicat protocolul de colaborare între SRI și Parchetul General, clasificat ca secret de stat. Păi nu prea trebuie să existe protocolul. Și aia că l-au făcut, au zis, domne, ca să scăpăm de probleme, clasificăm, gata. Și acum îl pedepsești pe ăsta că l-a publicat. Un protocol ilegal. Românica, vorba lui Mircea Badea. Un preot acuzat de pornografie infantilă. Femeia s-a prins că ăsta filma prin casă și a scos pozele pe net. Și riscă să fie ea pedepsită. De ce? A scos pozele pe net. Nu prea găsesc corect asta. De ce? Păi, în primul rând, de ce a făcut preotul pozele? Că dacă nu le făcea, n-avea ce să scoată pe net. Și scoțându-le pe net, practic l-a dat în gât pe el. Păi du-te la sursă, nu la efect. Alta... O tânără a distrus o statuie veche de 200 de ani pentru faima pe Instagram. Mare grădina ta, Doamne! Treabă interesantă, regina Angliei a făcut cunoștințe cu cea mai nouă tehnologie privind casele de marcat. Aceasta reacționa rapid. Întrebări. Îl pot păcăli? Cum pot rișa? Dacă regina Angliei gândește așa, la pedigriul ei, ce te mai mir că în RO, în 2019, gândește cineva așa? Se spune despre ea că e cea mai bogată persoană din Anglia. Și gândește așa.
E un serial care îl urmăresc din când în când, și american. Și am scos o replică acolo. Să crezi înseamnă să vezi. De-aia nu-i condamn pe cei care sunt bisericoși. Ei cred. Că dacă te așezi cu picioarele în apă rece și te la puricat asta, ai probleme cu crezutul. Geneza 3 cu 22, căutați citatul ăsta. De asta nu am putut eu să mai citesc Biblia. Din cauza lui Geneza 3 cu 22. O curiozitate. Spania e cea mai mare concentrație de baruri pe cap de locuitori. Un bar la 137 de capete. Urucundera. Spune o treabă. Îi văduvește pe oameni de memorie, remodelându-i sub forma unei națiuni de copii. Interesant asta. Toate totalitarismele fac asta. Asta e situația în rău. 99% din populația din 2019 nu are memorie. Când s-au născut ăștia, din punct de vedere social, în 44, cu poporul unui muncitor. Mai în spate, de-aia lipsa de respect pentru toată istoria. Înainte de ei, de era lost, nu există nimic. Scrie în Biblie, era pământul pustiu și gol. Oamenii sunt mai ieftini ca roboții. Da. În Japonia sau China. O firmă a luat vreo 900 și ceva de roboți și a dat afară nu știu câte mii de salariați. De ce nu se face asta și aici? Fiindcă oamenii sunt mai ieftini ca roboți. Că trebuie să ai o mare putere financiară ca să cumperi 900 și ceva de roboți. Sau la alta, Principele Nicolae. Având în vedere contextul în care acest copil a venit pe lume, faptul că nu am avut o relație cu mama acesteia. Poftim? Deci mama copilului este Sfânta Maria II. Cum dracu ne-a avut o relație cu ea? Și cum dracu e și copilul? Las-o așa. E o treabă care mă bucură. Ilie Năstase și Anghel Iordănescu, europarlamentare, depășiți de un independent. În sfârșit, oamenii se pare că au ajuns să gândească. Ilie Năstase după mine. E un sportiv excepțional. Aici, Anghel Iordănescu a avut niște rezultate. De acord. Dar nu te uiți în gura lui pentru ce face afară de pe gazon. Știre. Hai, mă, că încep să mă enervez asta. Roxana a dat-o. Dragnea a mâncat biscuiți cu marmeladă, macarină, biscuiți și ou. Care Dragnea? Dragnea, care la pârnaia. Una Rita Ora.
Nu ea. Ce salariate ei care trebuia să-i ducă bijuteriile, le-au uitat în avion. Cât costă asta? 3,5 milioane. Dar tipa era de bună credință, că și-a uitat și pardisul atunci. ...57.000 de copii se află în sistemul de protecție în 2017. O chestie care nu se înțelege și nu se explică. Bombele astea nucleare au dispersat în atmosferă neutroni. Aia care a intrat în reacție cu nitrogenul, cu carbonul, s-a format carbon 14. Ulterior compus a pătruns în oceane, fiind absorbit de faună. În consecință, vietățile erau mai mari și trăiau mai mult față de alte exemplare care nu erau acolo. Dacă exemplu, nu știu ce caracatițe, care în mod normal aveau 2 cm, au ajuns la 10 cm. Poftim? Atunci e bun carbon 14? Să luăm puțin carbon 14. Tudor Mălășcanu e pe fără așa cum în sfârșit. Nu e în calculul eventual de emisie, deoarece nu a crezut că este corect să renunțe la obiectivele mari ale mandatului său pentru o anumită problemă. Și care sunt alea? Încă caută. Se preocupă asta de colonizarea planetei Marte. Pe uleiul 37 de minute. Și cum mă uit eu așa câș, ăsta au analizat, au descoperit o treabă, s-au constatat. Că ei se gândesc, domnule, la ce mutații o să se aștepte acolo, pe Marte. Dar au spus o treabă, fiecare nou născut pe Pământ se naște cu aproximativ 60 de mutații. Pardon. Deci eu mă deosebesc de părinții mei cu 60 de mutații. Interesant. Și părinții mei des părinții lor cu 60 de mutații. Și dacă îi dăm de rătele așa la câte cicluri de reproducere au fost, păi ne deosebim mult al dracului de Adam și Eva, poftim. Gata, 37 de minute, promit că mai continui. Am ieșit iar online. Ne mai întâlnim. Unde te opresc. Și mulțumesc celui care mi-a fixat camera ca lumea aici. Îmi place mai mult. Am zâmbit.